Din nou în direct la actualitatea, doamnelor și domnilor, discuții tensionate zilele astea la Bruxelles între premierul Ciolacu și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. De ce tensionate? Pentru că, știți, șefa Comisiei a cerut și propuneri de candidați femei pentru nominalizările la postul de comisar european. Domnul Ciolacu a răspuns, vă amintiți că am arătat săptămâna trecută, nu vreau să-mi impună nimeni nimic ca pe vremea comunismului. Prin urmare, a făcut propunerea Victor Negrescu, fără să știm ce portofoliu ar urma să primim, pentru că nici negocierile astea n-au fost încheiate, numai că, iată, nici doamna von der Leyen nu se lasă și insistă să primească și o propunere de comisar femeie. Pentru că în acest moment pe listă sunt doar 6 propuneri de femei comisar european. Tocmai de asta există cererea asta insistentă de a cere țărilor să trimită propuneri de comisar european femeie. A lăsat chiar de înțeles Ursula von der Leyen că țările care vor accepta această condiție ar putea primi un portofoliu mai bun. De aici problema, pentru că domnul Ciolacu a apucat să spună Victor Negrescu și aia e, și acum, iată, doamna von der Leyen zice, nu, stop joc, vreau și o propunere de comisar femeie. România e în postura delicată în care vrea, pe de altă parte, să negocieze un acord pe 7 ani cu Comisia Europeană pentru reducerea deficitului și, din informațiile noastre, există această condiționare. Dacă acceptați să nominalizați un comisar femeie, acceptăm și noi să discutăm în termen favorabil României de acest acord pe deficit. Problemă spinoasă, tensiune la mijloc, dar ce se va întâmpla? Mărturisesc că nu înțeleg foarte bine încăpățânarea domnului Ciolacu, care pune și România într-o poziție ușor ingrată. Pare că nu avem resurse umane să trimitem o propunere. Adică, serios, nu cred că s-au terminat femeile de ispravă în politica românească. Sunt cu siguranță foarte multe și putem găsi oricând variante. Și mai e o chestiune. E, cred, și o neînțelegere a mecanismelor de la Bruxelles, pentru că doamna von der Leyen are nevoie să aibă o plajă destul de largă de selecție, are niște criterii de respectat, există un anumit nivel de reprezentare a femeilor în Comisia Europeană și foarte bine că e așa. Există și alte instituții internaționale unde femeile sunt în poziții de forță, de pildă la NATO, viitorul secretar general adjunct o să fie o femeie. Pentru că cele două variante luate în calcul sunt o doamnă din Bulgaria și cealaltă din Balcani. Nu mai țin minte țara foarte exact. Dar lucrul ăsta e un lucru de normalitate. Dar eu nu înțeleg de ce domnul... chiar nu înțeleg. Numai dacă nu cumva în spatele deciziei ăsteia e un soi de încăpățânare de asta electoralistă, păi, de uz intern. Ce e aici? Care... E un joc de ăsta de fapt. Domnul Ciolacu a crezut că poate să impună această nominalizare. Doar 10 secunde mai vreau să zic ceva. Nu negociezi țintele de deficit amenințând-o pe Ursula von der Leyen că nu-i faci propuneri pentru guvern. Adică nu așa se face. Poți să negociezi chestia asta spunându-i doamnei von der Leyen că, nu știu, că nu ești argumente sau că nu ești de acord cu așa, respingând anumite lucruri în Parlamentul României. Argumentul domnului Ciolacu a fost, am avut precedentele două mandate, comisar femeie, Corina Crețu și Adina Vălean. De data asta vin eu cu cine cred eu, a zis domnul Ciolacu. Senzația mea este că domnul Ciolacu joacă o partitură de asta simionist șoșocist așa, că m-am uitat și la declarație, domnule, nu vrem să fie ca pe timpul comuniștilor. Adică progresiștii de la Bruxelles, globaliștii de la sunt niște comuniști. El e un discurs al aur așa, că tot se pregătește să facă alianța și asta nu cred că mai contestă nimeni. Declarația domnului Tudose e un moment de sinceritate. Da, iau asta în calcul. Eu n-am înțeles care e beneficiul României în cooptarea aur la guvernare, dacă să mă întrebați pe mine. Dar faptul că iau în calcul un guvern, da. Deci eu cred că atitudinea domnului Ciolacu are niște rațiuni electoraliste subțiri care țin de agenda internă, să cocoșește pe la Bruxelles ca să ia niște voturi în plus. Bun, acum situația e destul de delicată, pentru că nimic nu împiedica pe domnul Ciolacu să mai aștepte un pic. Ca dovadă că a produs tensiune fronda asta a domniei sale de a nu veni și cu o variantă feminină, a fost ce noi am arătat,
Ursula von der Leyen nu a făcut niciun fel de comentariu privind întâlnirea. Nu tu o poză, nu tu o postare pe vreo rețea socială, nu tu un comunicat oficial din partea biroului domniei sale. Da. După întâlnirea cu Ciolacu te cere de plină. Era ca și cum, domne, întâlnirea asta nici nu o socotesc, pentru că n-am obținut nimic din ea. Adică prefer să o trec sub tăcere, pentru că probabil o să ne mai vedem și o să mai discutăm. Dar asta nu. Cam neuzual. Dacă i s-a cerut premierului Marcel Ciolacu și o propunere de femeie. În mod sigur i s-a cerut asta. Știam. Era comunicare oficială. Pe de altă parte, trebuie să luăm lucrurile sub cheia următoare. Deci discuțiile cu doamna von der Leyen sunt niște discuții politice. Da? Politica este arta compromisului prin definiție. Haideți un pic să discutăm lucrurile. Într-adevăr, Marcel Ciolacu, premierul, este un om consecvent. În momentul în care a spus că susține o persoană, a mers până la capăt. Dar capătul acesta se poate termina la un moment dat și putem să venim și cu o propunere de o femeie, fără niciun fel de probleme, cum ați spus dumneavoastră. Nu s-au terminat doamnele politica românească și în momentul în care te-ai dus cu ambele lucruri la pachet, și asta nu e din informațiile oficiale, comunicatele domnului prim-ministru, când ai zis mă duc să fac nominalii propunerea și mă duc și să obțin un trebuie acord. Trebuie să găsim. Nu te gândeai că nu-i bine să... E regulă. Trebuie să găsim varianta cea mai potrivită vis-a-vis de nominalizarea unei femei. Și acum vin eu și în momentul de față este un sondaj care rulează pe un site faimos de știri din România, iar eu, uitându-mă la el înainte de emisiune, vreau să vă spun că este și colega noastră, Roxana Mânzatu, europarlamentar, prinsă în acest sondaj și avea 45,% sondaj făcut unde? În interiorul PSD, bineînțeles. Nu, este normal, la organizația de femei, la PSD. La OFSD. Nu, făcut de la cine? De la... Dar eu nu o cunosc pe doamne. Cum să aveți 45%, domnule, că n-au zis nimeni. În sondajul respectiv care a fost lansat în interiorul PSD. Nu este în interiorul PSD. Noi n-am lansat de dânsa. E către publicul larg acest sondaj? Da, bineînțeles. Este lansat de un site național. Acum, iertați-mă. Și toată lumea s-au dus toți și s-au uitat și cine mai e pe listă la ăștia, domnule? Eu m-aș bucura foarte mult. Eu vă atrag atenția că înainte de doamna Mânzatu, pe listă la poziții, e doamna Firea, dacă tot e să ne uităm la... Firea, asta e trupa care e împotriva lui doamna Firea. Nu, doamna Firea este colega noastră, este în regulă. Haideți să discutăm și despre ceea ce a spus domnul Tudose. Mai lăsați-ne și pe noi să vorbim. Nu, un pic, despre ce a spus domnul Tudose, că este colegul meu. Despre subiectul ăsta. Stați că suntem la comisarul european acum. Domnul Rasal, n-am pomenit întâmplător numele doamnei Firea, că încercăm să facem așa un tur de variante posibile. Cine ar putea fi doamna care să ocupe acest post? Dacă, până la urmă, domnul Ciolacu e nevoit să cedeze. Și am început cu doamna Firea, că am zis așa, primii doi de pe listă sunt bărbați, cu Negrescu n-a ieșit, care era de când lumea și pământul eterna propunere a PSD-ului. A fost propunerea noastră, și dacă vrea să rămână... Bun, doamna Firea, mai în glumă, mai în serios, e o variantă, oare? Dacă îmi permiteți un pic, totuși, noi am avut anumite neînțelegeri pe acest subiect, era normal să se discute în coaliție despre nominalizare, n-a făcut-o domnul prim-ministru. În fine, eu cred că este o dovadă în plus că domnul Ciolacu și PSD-ul nu se poate dezice de Liviu Dragnea, pentru că comportamentul este exact același în relația cu Uniunea Europeană. Deci domnul Ciolacu vrea să se încoarde pe aici, pe acasă, așa făcea și Liviu Dragnea, dacă vă aduceți aminte. Se încorda în România și mergeau la Bruxelles și erau foarte mici. Păi uite în ce situație a adus România, vă dați seama, s-a întâlnit cu doamna von der Leyen, cu președinta, și nici măcar nu s-a dat un comunicat după această întâlnire sau o fotografie oficială, cum se face în diplomație și la întâlniri de acest gen. Deci, vă dați seama că în aceste momente... Vă rog, nu mă mai întrebeți, domnul Rasel. Știu că vii greu. Și nu este greu, dar dumneavoastră atacați la persoană tot timpul. Nu vorbiți despre proiecte, despre programe. Nu vorbiți despre o construcție politică. Tot timpul vă găsiți o țintă și dați acolo. Vorba de comisarul european. Asta e proiectul. E o chestie mică. E proiectul domnului domnului Ciolacu, prin care... Putea să ziceți că e o chestie mică și aparent insignifiantă, dacă nu avea o legătură cu ceea ce noi cerem. Că aici avem... Important, acum, închei ideea. Vă rog. Ideea este așa. Noi toți
eram atenți la chestiunea aceasta, pentru că până la urmă este o funcție pe care România o obține, nu Partidul Social Democrat. Și asta trebuie să înțeleagă și domnul Ciolacu și PSD-ul. Ai descodată desemnat, comisarul ăla se topește în rândul birocrației europene. Comisarul european nu are ce legătură cu România. Păi tocmai, asta zic. Că vine contează dintr-o anumită țară. Da. Comisarul european este un membru al Guvernului Uniunii Europene și reprezintă Uniunea Europeană. Și premierul este povestea cel care trebuie și, să... Și europarlamentarii de asemenea. Ce adică are de făcut domnul Ciolacu? Acum vreau să vă întreb. Stați așa, ca să vedem unde se va duce. Domne, cu propunerea noastră n-a ieșit. Să va cere la președinte să facă el o nominalizare. Va discuta cu PNL-ul, partenerul de coaliție, care s-a plâns că n-a fost consultat. Va trece prin Parlament. Ce are de făcut? Haideți să luăm lucrurile pe rând. În primul rând, mie îmi place când avem femei în poziții de putere, dar nu orice fel de femeie, ci femei competente cu CV. Asta, din capul locului, trebuie să spunem lucrurile acestea. Acum, eu nu cred că marea problemă a României este că o să numim acolo un comisar femeie sau un comisar bărbat. Din punctul meu de vedere, genul este irelevant în această discuție. Ce este relevant este, unul, ce comisar o să avem, ce portofoliu o să avem, da? Pentru că, până la urmă, să fie un portofoliu important aparent și reprezentativ. Aparent unul mai bun, da? Cu ghilimele, decât l-am fi avut dacă era Negrescu. Chipurile astea ni s-a lăsat de înțeles. Eu știu așa. Dacă e femeie. Întrebarea era, care era portofoliul ăla mai puțin bun? Că nici asta nu știm. Ce mie negociam? Mie mi se pare o greșeală să legi genul unei persoane de portofoliu. Tu trebuie să legi CV-ul și competența de portofoliu respectiv. Asta trebuie să faci. Și vă spun, pentru că aceste propuneri sau această propunere va trebui să treacă prin Parlamentul României. Acum 5 ani de zile am audiat-o pe doamna Vălean în Parlamentul României, pentru că sunt membra Comisiei de Afaceri Europene. Vă spun că a avut o prestanță bună și a răspuns la întrebări. E doamna Vălean o variantă din nou în momentul ăsta? Adică pe principiu, domne, e cineva verificat, e cineva cu care și PSD-ul, mă rog, implicit a trecut-o pe lista comună, adică nu era ca și cum e indezirabilă pentru PSD sau ceva de genul ăsta. Acum haideți să vedem, care sunt opțiunile. Eu mi-aduc aminte că doamna Vălean, din poziția dumneaei, totuși a mai trimis niște semnale către Guvernul României în ceea ce privește accesarea anumitor fonduri europene. Nu o să fac eu acum o pledoarie în interesul doamnei Vălean, dar mă uit la activitatea dumneaei și cred eu că și-a făcut treaba. Acum, ce vedem este iar o ceartă între PSD și PNL. Adică dacă veneați efectiv cu propuneri și puteam cu toții, de fapt, să propunem și audiam în Parlamentul României, pentru că acolo este cheia. Comisiile de afaceri europene și Comisia de afaceri externe, poate să audieze mai mulți candidați. Dacă toate partidele... Atenție, domnul Raseliu, că chiar v-am ascultat toată emisiunea. Dacă toate partidele veneau cu o propunere și aveam audieri pe bune în Parlament și vedeam în funcție de portofoliu care a fost ales care e cel mai bun CV, că până la urmă ce ne dorim este să avem cel mai bun om acolo. Și da, de acord, nu reprezintă România, însă este imaginea României la Bruxelles. Da? Și asta este extrem de important. Să ai pe cineva priceput și inclusiv politicile care se negociază au impact asupra României. Principial, fondurile care vin în urma acelor măsuri care se iau, dar până la urmă vor beneficia și României. Deci de asta este important ca imaginea noastră și puterea noastră la Bruxelles să crească și dacă trimitem oameni care nu sunt în acord cu portofoliul respectiv și cu un CV bun și care să înțeleagă politica europeană, România nu o să conteze la Bruxelles în continuare. Există resursă umană în politica românească care să îndeplinească criteriile pe care le-ați spus dumneavoastră. Mă refer la o femeie care face... Păi asta trebuie domnul să Mihai, vedem. Doamna Firi ar putea merge să facă la Bruxelles niște azile. Totuși, premierul este cel care nominalizează, cel care face aceste propuneri. Premierul va trebui să găsească... Bun, asta știm teoria, ok, dar procedura... Am o veste proastă pentru Vilașești. Premierul face propunerea, dar doamna von der Leyen poate să refuze, să știți. Ceea ce s-a și întâmplat. Deci problema este... Și atenție, inclusiv la Bruxelles, aceste propuneri vor trece prin niște audieri. Bineînțeles. Și de-a lungul timpului, foarte dure, foarte dure. Ne întoarcem un pic la nume, au fost numele, dacă care au fost numele sunt trei opțiuni sunt valabile din numele alea Tudor, pentru că au experiență europeană și ca să fii comisar european trebuie să ai cel puțin un mandat de europarlamentar, așa e dezirabil, ca să știi, în primul rând, mecanisme. Primele trei. Deci doamna Vălean, care, nota bene, are o influență foarte mare la Bruxelles și e foarte apreciată pentru mandatul de comisar european pe transporturi, doamna Corina Crețu și doamna Chiriac.
Așa. Nici măcar doamna Lovința Odobescu. Pentru cine nu-și mai amintește. Da. Cum prima, este... Doamna Chirac este domnul Tudose, de fapt. Da, domnul Tudose din ziua de azi. E femeia independentă care trebuia să deschidă lista de europarlamentare și ce să vezi, n-a mai deschis. Nici măcar Lovința Odobescu, care este... 5 secunde pe această temă. Într-adevăr... N-am terminat, domnul Cosma, iertați-mă. Nu am terminat. Tot 10 secunde. Deci, nici măcar doamna Lovința Odobescu, care a fost ministru de externe, nu are expertiză europeană. A fost și ambasador acolo, adică nu e străină de... Da. Cercurile de putere din... Dar n-a fost în executiv, a fost diplomat în funcție de reprezentare. Da. E totuși bine privită, conectată, de bine de rău, în fine. Aș avea, vă rog, domnule Cosma. Aș avea o părere puțin diferită. Într-adevăr, nu este portofoliu care trebuie să reprezinte până la urmă doar România. Până la urmă reprezintă Uniunea Europeană și Comisia Europeană. Dar doamna Vălean a făcut mult în acest mandat și a avut un mandat excepțional, dacă pot să spun așa, pentru portofoliul transporturilor și pentru România. Eu cred că de data aceasta, dacă vedem că ceva a funcționat foarte bine și doamna Vălean... Le propuneți, le ziceți, domnule, du-te cu propunerea asta? Da, ar fi înțelept ca domnul Ciolacu să-și dea seama că doamna Vălean este o opțiune foarte bună pentru... Dar doamna Corina Crețu, ce părere aveți? E propunerea PSD? Dar e la PSD, nu e la propunerea. Până cu 2 ani, doamna Crețu, probabil că să nici ne audă PSD-ul de ea, că era tabăra... Dar să-i luăm pe toți la rând. Bănuiesc că nu doamna Vălean este singura care a avut performanța cea mai mare, care a performat cel mai mult. Pe doamna Vălean o cunosc și a făcut treabă bună. Nu-mi permit să vorbesc despre altcineva. Merg și la domnul Sabo imediat, dar vreau să vă mai întreb. Doamna Bucura Oprescu, despre care se spusese, că n-am pus-o întâmplător acolo, se spusese la un moment dat... Tocmai am văzut isprăvile din ce își dorea postul ăsta și că ar fi... Asta ne-ar mai lipsi. Doamna Oprescu doar să recalculeze pensiile europarlamentarilor. Da, doamna Simona, mai gândiți, Simona Bucura Oprescu este un om extrem de serios. Ce pregătire are? Nu vă un om, n-am făcut școala împreună. Domnule, nu știu. Trei PSD-iști am întrebat astăzi, niciunul nu știu ce pregătire are doamna Bucura Oprescu. Până la scurt, este un om extrem de serios. Ar putea să fie. Ar putea să fie, sigur. Și propunerea noastră. La fel ca și PNL-ul, avem dreptul ca oricine din... de pe eșichierul politic românesc, avem dreptul la o propunere, iar doamna Simona Bucura Oprescu poate să fie o propunere foarte serioasă a PSD-ului. Domnule Sabo, cum să ieșim, mă rog, cum să iasă guvernul, premierul din dilema asta? Să asculte până la urmă de doamna von der Leyen, mă rog, să-i asculte cererea, pentru că vrea ceva la schimb neapărat, chestia asta cu acordul pe 7 ani, sau o să mai insiste domnul Ciolacu pentru propunerea Negrescu până în pânzele albe? Ce credeți? Nu știu dacă există acest târg în realitate sau există doar o supoziție în acest context. Este foarte important că acordul pe 7 ani, eu cred că este din perspectiva... A ceea ce urmează ar fi foarte, foarte important pentru România, pentru că altfel, în următoarea perioadă, anul 2025 și cele care urmează, vor fi foarte greu, ne va fi foarte greu să atingem țintele de deficit pe care ni le-am impus noi și pe care le impun regulamentele europene. În acest context, ca acest lucru să-l avem în 7 ani ca să ajungem la țintele de deficit pe care ni le-am propus și economia în acest context să nu fie într-o corsetă strânsă de aceste regulamente, ar fi un lucru benefic. Deci eu cred că acest lucru este bun pentru toată lumea. În acest context ar fi și loc pentru scăderi de taxe de care se tot vorbește. Altfel, scăderi de taxe nu vor fi, ci doar măriri de taxe. În ceea ce privește comisarul european, eu într-adevăr aici cred și sunt de acord cu ce spune doamna Prună. Trebuie să vezi ce portofoliu vrei să ai și discuți în primul rând acel portofoliu și după aceea găsești persoana respectivă cu cel mai bun CV, pentru că doamna von der Leyen poate să-ți, da, după ce ți-a acordat un portofoliu, poate să-ți respingă persoana dacă consideră că acel CV nu este potrivit pentru acel portofoliu. Da. Domnul Ușat, eu am să vă spun o informație, că l-am întrebat pe colegul de la PSD, care astăzi mi-a comunicat care ar fi opțiunea pentru PSD și i-a zis, pot să o spun, dar n-am să-i spun numele. Dacă e vorba de o doamnă, domnul Ciolacu, am înțeles că ia în considerare foarte serios să o propună pe doamna Viorica Dăncilă. Asta am înțeles astăzi din propunerea PSD, pentru că ei vor să refacă echipa.
doamna Dăncilă este parte a echipei a noului PSD și cred că asta va fi propunerea. Da, eu v-am rugat foarte mult să nu duceți în derizoriu toată discuția. Asta este o chestiune importantă, se discută despre România, am despre un portofoliu. Am fost cinstit și v-am spus că doamna Dăncilă va fi propunerea PSD. Acum, dacă ziceți derizoriu și Dăncilă, pare că o ironizați pe Dăncilă. Dar de ce nu supărați că așa sună? Nu este membru de partid. În sensul acesta, nu pentru că am ceva cu dumneavoastră pe care o apreciez. Dar ce mai face doamna Dăncilă? Are un partid al ei, nu? Nu este membru de partid. Iar dacă dumneavoastră duceți discuția asta, atât ați înțeles că trebuie să discutăm în glumă despre chestia dar asta. Dar nu e o glumă, doamna Dăncilă. A fost candidatul la prezidențiale. Dar domnule, nu este membru de partid. Și, doamna și discutăm este? Despre chestiunea dar aceasta. Dar doamna Vălean este? Nu e membru de partid. Soția celui mai mare fan al domnului Ciucă. Este soția celui mai mare fan al domnului Ciucă. Nu trebuie să fie neapărat membru de partid, că parcă doamna Chiriac asta o recomandă. Deci trebuie să fie membru de partid neapărat. Nu, eu vorbeam despre dumneavoastră și despre glumele pe care le faceți la acest dar întrebarea rămâne, stați că ne-ați dat o informație. Ideea PSD-ului e să fie doar un membru al PSD-ului propus în funcția asta? Eu vă spun că va fi doamna Dăncilă. Eu nu pot să discut în numele premierului pe cine o să propună de acum încolo. Pentru că este exact atributul domniei sale să propună viitorul comisar european. Da, mie mi-aș plăcut să avem niște partide care să discute, de pildă, despre portofoliul extinderii. Eu cred că România ar fi trebuit să-și facă un obiectiv principal în obținerea acestui portofoliu pentru a da o mână de ajutor dacă Republicii nu mă înșel, Moldova. Domnul Ciucă, PNL-ul, asta a propus să se agricultură sau extindere? Da, agricultura nu o să ia niciodată România, pentru că agricultura o să ia o țară mare agricolă, respectiv Franța sau Germania sau Spania. Bun, domnul Cioloș era cu un picior în Franța, dar mă rog, asta e așa un comentariu de... deci, mi-ar plăcea foarte mult să obținem extinderea și ar fi bine să fie o femeie care să facă un tandem cu Maia Sandu și să ajute Republica Moldova să țină ritmul negocierilor de aderare, pentru că lucrurile se mișcă binișor, chiar și cu suportul statului român. Sunt oameni foarte implicați în acest proces, cum e de pildă fostul negociator șef al României pe relația cu UE, domn profesor Vasile Pușcaș, care acordă foarte mult sprijin, know-how în negocierile astea și sunt multe ONG-uri implicate și lucrul ăsta trebuie făcut. Ăsta e un proiect de țară cu adevărat. Nu mă interesează că e domnul Egrescu sau doamna Firea, nu asta e important. Da, uitați că e chestie serioasă asta cu acordul pe deficit. Noi deja am sărit din orice predicție. Guvernul, înțelegem, vrea să majoreze ținta la 7% din PIB, nu la 6,8%. Și suntem cumva la calculele de la mijlocul anului, adică, bun, vom fi noi spre început de septembrie, dar suntem pe baza calculelor făcute. Economia încetinește, avem mai puține taxe de colectat, nivelul de colectare e redus, mergem foarte prost, avem deficite mari pe toate bugetele de asigurări sociale, pe bugetele de stat, pe așa, deficitul de cont curent e foarte mare, deci lucrurile... Deci noi ce vrem? Vrem ca prin acest acord cu Comisia să reducem cam cu 0,5 în 2026, cu încă 0,7 în anul următor și tot așa vreme de 7 progresiv ani. Să ajungem să... Păi da. Păi și ce șanse avem să obținem chestia asta? Foarte bune. Avem șanse foarte bune. Trebuie să ținem cont de faptul că investițiile în infrastructura mare nu trebuie să încetinească. Da? Sunt sume foarte mari de bani alocate marilor proiecte de infrastructură, infrastructură spitalicească, infrastructură în educație, în autostrăzi, în drumuri rapide. Deci toate chestiunile acestea funcționează cu bani. Și deficitul, marea parte a acestei sume, acolo se regăsește. Deci noi nu avem cum să încetinim dezvoltarea României prin... datorită acestui lucru. Drept pentru care premierul a negociat la Bruxelles o eșalonare a diminuării acestui deficit între 0 și 7 ani de zile. Am informații proaspete pentru dumneavoastră, declarații ale președintelui PNL, Nicolae Ciucă, în această seară, pentru că noi am început emisiunea asta
arătându-vă că Ciolacu, mă rog, nu se consideră în relații de prietenie cu Nicolae Ciucă, că e campanie electorală și fiecare are temerile lui și așa mai departe, aș zice că domnul Ciucă e chiar mai ferm în declarațiile pe care le face privind relația domniei sale cu Ciolacu, pentru că zice următoarele lucruri. În primul rând, nu e de acord că PSD-ul a ajutat PNL-ul să obțină un scor bun la europarlamentare. Zice, eu dacă aș fi fost PSD, nu aș fi ajutat PNL, iar după cum s-au desfășurat alegerile, nu pare că a fost vorba de un ajutor. Deci asta ar fi numărul 1. După care vine întrebarea grea. Aveți încredere în Ciolacu? Și domnul Ciucă răspunde, după ezitarea pe care a avut-o el la această întrebare, ezit și eu să am încredere. Nu avem o relație de prietenie. Dar nu trebuie să fie o relație de prietenie între doi oameni da, de încredere care, poate de fi? Partener. De încredere trebuie să fie categoric. Înțeleg că nici încrederea nu mai e pe tapet prea mult. Auziți, suntem într-o campanie electorală în momentul de față și fiecare, atât Partidul Social Democrat cât și Partidul Național Liberal încearcă să și scot, fiecare dintre ei scot pe tapet, pe masă, toate proiectele și toate programele pe care le au vis-a-vis de România și de români. Deci încercăm să dovedim românilor că suntem cei mai buni. Asta încercăm să facem. Asta nu înseamnă că îi călcăm pe cap pe ceilalți. Sub nicio formă. Da. Mai zice ceva iarăși foarte important domnul Ciucă. Dacă ne uităm la mine când am fost premier și activitățile pe care le-am făcut atunci, nu am ezitat niciodată să-l invit pe Ciolacu alături de mine. De un an de zile însă la activitățile guvernului nu am fost prezent pentru că nu am fost invitat. Asta spune că s-a luat guvernul pe persoană fizică și pe partid. Păi cum așa? Da, dar vă spun că PSD a ajutat PNL-ul să se reconsolideze și să însemne ceva în politica românească. Dar lăsați-mă să vorbesc. Nu, mulțumesc, n-am nevoie. Dar ce, PNL-ul nu însemna fără PSD? Sau care... Erau jos de tot când am intrat la guvernare. I-au zis, domnul Ciucă nu recunoaște serviciul ăsta între ghilimele pe care l-ați fi. Asta nu trebuie să recunoască domnia sa. Da. Domnul Mușat. Și asta cu guvernul pe persoană fizică. Stați așa, că aveți miniștri în guvern. La poziții cheie chiar. Domnul Mușat, de un an de zile, ceea ce spun eu, și unii spuneau, nu, domnule, că Cosma e o voce singulară în PNL care spune. Uite că astăzi confirmă președintele Partidului Național Liberal. Oare președintele Partidului Național este vocea credibilă din PNL? Da, este. Și asta vă spuneam eu și astăzi pot să spun cu tărie că elementele care vi le-am enumerat adineori, și anume fondul de rezervă bugetară, de unde anul trecut s-au făcut toate pomenile posibile. Dacă protestau o categorie socială, n-am să dau nume, era invitat în biroul domnului Ciolacu, se dădeau bani în plus la salarii, un dezmăț bugetar. Asta s-a întâmplat, din păcate. Totul pentru campania electorală a domnului Ciolacu. Meciurile în Germania, 85.000 de euro s-a cheltuit cu deplasarea lui domnul Ciolacu și domnul Grindeanu, care au mers la meciurile în Germania. Spuneți deci toate Iohannis. Aceste lucruri ne-au costat și astăzi Iohannis avem rezultat. Pe avioanele private. Vă rog frumos. Nu e voie, domnule, e la secret. Nu știu. E la secret. Am înțeles. Nu, dar am întrebat. Nici măcar PNL-ul n-are voie să apere. Toate aceste lucruri ne-au costat astăzi acel deficit despre care vorbim. Evident că noi, acum ca să lămurim lucrurile, suntem în procedură de deficit excesiv din 2019, de pe vremea tot a PSD-ului. Comisia Europeană de atunci a deschis procedura de deficit excesiv, ca să fim corecți până la capăt. Da? Gradul de îndatorare 52,6% din PIB astăzi este creat tot datorită faptului că nu s-au luat măsuri la timp. Domnul Ciolacu ministrul de finanțe. Deci, hai să ne înțelegem. Domnul Boloș, ministrul finanțelor, administrează banii. Ministrul finanțelor trebuie să colecteze bani din taxe și impozite, ANAF-ul, antifrauda, care aduc bani la bugetul de stat, iar premierul este cel care angajează guvernul în diferite cheltuieli, investiții și așa mai departe. Eu mă gândesc că și ministrul finanțelor, acest mecanism trebuie să-l înțelegem. Dacă voi domnule, nu vreți aici deci vina domnului Boloș este că de fiecare dată când i s-au cerut inepții, el trebuia să-și dea demisia. Eu, dacă eram ministrul finanțelor, atunci când se punea presiune cum
cum face domnul Ciolacu și făceau, au un stil foarte aparte PSD-ul. Aruncau pe piață tot felul de șopârle. După care nominalizați alt ministru de finanțe. Vom discuta mâine despre dacă asta. Boloș nu ține piept cum trebuie sau nu. Vom discuta despre asta, da. Vă promit. Ideea este că de fiecare dată PSD-ul arunca pe piață anumite măsuri care să le testeze, după care apărea domnul Ciolacu ca salvator al națiunii și spunea: da. "Nu-s de acord cu această măsură." Asta este. O secundă, vă rog, trebuie să-i dau Vreau să fac o remarcă pe deficitul ăsta, pentru că văd că, din păcate, se induce ideea asta că să avem deficit mare e bine și să, dacă negociăm pe 7 ani cu Comisia Europeană, este extraordinar, o victorie extraordinară pe care o va obține Marcel Ciolacu la Bruxelles. Domnule, să ai deficit e greșit. Deficit înseamnă împrumuturi sau tipărire de bani, înseamnă inflație, înseamnă sărăcirea oamenilor. Singura manieră de a reduce deficitul înseamnă dacă strângi cureaua la stat. Povestea asta pe care ne-o vindeți, că ne împrumutăm și 9 lei din 10 se duc pe investiții, este falsă. 3 din 10 lei se duc pe investiții și există o analiză pe factual.ro, puteți să vă uitați, este foarte detaliată și foarte bine făcută, care demonstrează și demontează punct cu punct această minciună pe care, din păcate, dumneavoastră, cei de la PSD o tot rostogoliți în spațiu public. Nu spune nimeni că nu trebuie să aloci niște bani și pe investiții, dar să te împrumuți pentru cheltuieli curente, pentru că restul de 7 din 10 lei se duc pe cheltuieli curente ale statului. Asta nu e în regulă. Acolo trebuie să strângi cureaua. Banii împrumutați pe vremea guvernării dumneavoastră. Iar ați început. Dobânzile care sunt 8 luni am stat la guvernare. A fost pandemie. În toată lumea asta a fost pandemie și e vina noastră din nou. Și Ciolacu are o aureolă de îngeraș că n-a făcut nimic. Ordonanța de austeritate care se pregătește acum, tocmai asta o să facă, o să strângă cureaua la stat. Ne-a mai promis Ciolacu și anul trecut, deci asta și acum 2 ani, că strânge cureaua și a spus-o de s-a revoluție s-a în sistemul bugetar și n-a făcut nimic. Okay. Trebuia să o facă premierul. Da, și dumneavoastră trebuia să-i strângeți cu ușa, că persoană fizică, pare că de-aia ați rămas în guvern. Ce aveți cu alte lucruri pe care nu sunt discuții acum. Bun, acum mai zice domnul Ciucă ceva, asta cu nu mă cheamă, nu mă invită, constat că guvernul s-a luat pe persoană fizică și pe partid. Mai zice, vă anunț că vă spune că Pălasconi n-ar numi o premier. Asta apropo de discuții pentru o viitoare guvernare de dreapta. E supărat pe doamna Lasconi. Nu o să ajungă președinte, doamna Lasconi a zis, n-are pe cine să numească, că nu va ajunge. Eu l-aș nominaliza pe Bolojan acolo și domnul Ciucă, iritat, a zis, stați puțin, de ce să bagă întrebările noastre de partid? N-aș numi o Pălasconi premier. Bun, s-a închis și faza asta. Dar ce să vedeți? Că ezită să spună dacă l-ar numi pe Ciolacu premier. Apropo de împărțit puterea, apropo de următoarea guvernare, apropo de tandem și așa mai departe. Dacă poporul decide, eu n-am avut așteptări, m-am ghidat după valori, îl vom numi pe cei care o să aibă această valoare, zice domnul Ciucă. De ce oare ezită să... Pentru că toată lumea așteaptă să vadă care este finala prezidențială și în funcție de actorii intrați în finală, se vor coagula și viitoarele coaliții de guvernare. Că nu e bătută în cuie povestea asta cu PSD și PNL, în ciuda faptului că domniile lor, domnul Ciolacu, domnul Ciucă, era o vreme când își făceau planuri pe 10 ani. Faceți aminte? Stăteam aici în emisiune și discutam chestia asta. Cum o să ne uităm noi la PSD și la PNL că o să guverneze 10 ani. Mai mult, domnul Ciolacu tot insistă că chestia asta cu puterea trebuie împărțită. Cu cine să o împarți? Că tot el zice că nu văd altă coaliție decât cu PNL-ul. Deci dă așa cu mare generozitate semnalul ăsta că domnul este dispus să împart puterea. Adică probabil să numească premier de la PNL dacă iese el președinte. Și ar vrea să fie la fel și reciproca. Coaliția cu PNL-ul e coaliție dezirabilă. Dar nu e neapărat o coaliție probabilă, adică poate să fie și alte variante, că ne-a spus domnul Tudose că românii la urmă PSD-ul guvernează. Astfel de afirmație... Românii prin vot de genul, decide ce se va întâmpla. O afirmație de genul acesta, că oricum va fi, din partea președintelui PSD, că oricum va fi guvernare PNL-PSD, este o golăneală, dacă îmi permiteți. Pentru că să vii să spui, adică tu decizi în locul PNL, tocmai asta este o chestiune prin care se vrea decredibilizarea.
Păi noi decidem dacă vrem. Noi în cele din urmă, după ce avem voturile în Parlament, păi și vedem. Zic, cu cine dar să noi, de exemplu, nu, Cosma, nu, păi de exemplu, există o altă opțiune, pentru că deocamdată, vot, dacă 35% reprezintă Partidul Social Democrat, și am avut atâtea experiențe din 20 de ani și am văzut, de fiecare dată când și-a umflat mușchii foarte tare PSD-ul și a vrut toată puterea, cum o face acum și dă tot felul de semnale de astea de forță, în care nu mai contează nici părerea președintei Comisiei Europene, nu mai contează nici în țară, ei acum se cred pe cai mari. Dar se vor sparge. Încet se vor sparge. Domnule Sabo, după ce ați auzit declarațiile astea ale domnului Ciucă, aș zice mult mai dure decât ale lui Ciolacu, referitoare la neîncredere, la confiscat guvernul pe persoană fizică și pe partid, la refuzul ăsta de a spune dacă mai e rost de vreo colaborare cu Ciolacu pe post de premier, dacă Ciucă iese președinte, v-ați schimbat părerea că nu e chiar așa mare ruptura? Nu. Nu. Domnul Ciucă are mai mare nevoie în momentul de față să spună lucruri tari decât domnul Ciolacu. Deci domnul Ciucă se luptă pentru pentru turul 2 și nu domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu va fi în turul 2. Domnul Ciucă, ca să ajungă în turul 2, trebuie să arate că nu este cu domnul Ciolacu. Nu este niciun lucru nou. Și da, domnul Ciolacu, dacă va ajunge premier, va lua PNL, va ajunge președinte, va lua pe PNL-ul la guvernare și PNL-ul va merge la guvernare. Mă rog, da, atunci înțeleg că domnul Ciucă își mai păstrează un pic rezerva asta pentru o eventuală guvernare de dreapta. Că, mă rog, simplu fapt că a zis că nu o pune pe Lasconi premier, nu înseamnă că n-ar împărți guvernarea cu cineva de la USR, dacă ne luăm după logica acestor anunțuri, nu? Că se caută o majoritate de dreapta. Eu cred că va fi foarte interesant, pentru că nu avem toți jucătorii pe masă. Și da, cei care cunosc acum sondajele reale, pe care nu le vedeți pe site-urile de știri, în sondajele reale, PNL-ul, nu degeaba domnul Antonescu în ultima perioadă a ieșit destul de puternic pe tapet, pentru că în sondajele reale domnul Ciucă chiar trebuie să lupte ca să intre în turul 2. Deci sunt cel puțin alți doi candidați în fața dumnealui, în afară de domnul Ciolacu. Și dacă nu reușește să aibă o imagine în care să se vadă că este altceva decât domnul Ciolacu, nu are nicio șansă să intre în turul 2. Mulțumesc foarte mult tuturor. Ne întoarcem imediat, doamnelor și domnilor, cu scandalul Telegram și cum afectează armata rusă și ce se mai întâmplă acolo pe frontul ăsta, în care Ucraina a mai făcut două străpungeri prin granița rusească. În ce măsură o să asistăm la o escaladare, la un răspuns de proporții al rușilor, discutăm imediat. Rămâneți cu noi! Ca și cum mai avea nevoie de o altă problemă, armata rusă e acum cuprinsă de panică, pentru că bănuiește că arestarea fondatorului Telegram are legătură cu cheile de decriptare. Prin urmare, toți oficialii din armata rusă au primit ordin să șteargă toate informațiile sensibile, toate conversațiile sensibile. Între timp, ucrainenii, am văzut, încearcă să pătrundă pe teritoriul rus prin alte două puncte. La ce se va ajunge, care va fi răspunsul Rusiei, discutăm cu expertul în studii de securitate, Cristian Barna. Bună seara, domnule profesor! Mai întâi să ne uităm un pic la scandalul ăsta cu Telegram. Știm că e această anchetă în Franța împotriva fondatorului acestei aplicații. De ce e atât de importantă pentru ruși? De ce atâta panică la nivelul militarilor ruși în legătură cu asta? Pentru că Telegram este la fel de cunoscută în partea estică a lumii cum este cunoscut, să spunem, X sau fost Twitter în partea occidentală a lumii, sau Instagramul sau TikTok sau așa mai departe. Telegram a prins foarte bine în această zonă a lumii și nu mă refer doar la Federația Rusă, ci și Orientul Mijlociu și China. Au existat niște discuții care arătau o anumită conexiune între serviciile de informații federale ruse și Telegram, care vedem acum că ele sunt
oarecum dezavoate de declarațiile legate de ce a fost arestat Durov la Paris și faptul că el a refuzat să dea cheile acestea FSB-ului, adică Serviciului de Informații al Federației Ruse. Importanța este legată de modul în care se stochează aceste date și informații în ceea ce înseamnă serverele mai mari ale Telegramului și cine ar putea să aibă acces la ele. Au fost situații în care Pavel Durov sau asociatul lui au făcut pariuri pe milioane de zeci sau zeci de milioane de dolari că nimeni nu poate să-i spargă sistemul de criptare a datelor pe Telegram, ceea ce nu este chiar adevărat, că au existat și situații în care acestea au fost sparte. Și atunci, cred că emoțiile sunt în ambele părți, pentru că atât Federația Rusă cât și Ucraina folosesc Telegramul în mod copios pentru a comunica între ele. Ceea ce nu pot eu să înțeleg foarte bine este de ce ajungem la această situație în care oficiali de rang înalt vorbesc despre eventuale scurgeri de date datorită Telegramului. De ce? Pentru că orice serviciu de informație are capacitatea să pună o supracriptare peste Telegram și atunci problemele nu ar fi existat. Dar dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat de anul nou, cu privire la ce au pățit Federația Rusă atunci când pe Telegram sau pe alte sisteme de acestea și-au sunat familia acasă și HIMARS-urile ucrainene i-au identificat tocmai datorită traficului pe care făceau pe rețelele sociale de tip Telegram și i-au bombardat și ține minte că a fost o mare lovitură la adresa armatei ruse, putem să ne gândim că ordinul pe care l-a dat acum o săptămână armata rusă, la nivel cel mai înalt nivel, să nu se mai folosească aceste rețele sociale, nu a fost respectat așa cum trebuia înainte și se auzea că și în momentul de față cei din armata rusă spuneau, domnule, nu prea o să putem să respectăm acest ordin, pentru că noi comunicăm foarte bine operațional pe Telegram sau pe alte rețele sociale. Aceasta este problema cu Telegramul. Bun, am văzut că Ucraina încearcă să pătrundă, a mai spart granița în două locuri cu Rusia. Ai zice că se pregătește de o adevărată operațiune din asta de capturat cât mai mult teritoriu rus. E o miză aici teritorială? E doar miza șicanei? Ce este? Deci exact ceea ce înseamnă din 6 august până în momentul de față este doar o problemă legată de moral, legată de exact, nu știu dacă cuvântul șicană ar fi neapărat cel mai potrivit, dar într-adevăr în 6 august moralul armatei ucrainene a cunoscut o creștere semnificativă având în vedere că s-a arătat că se poate. De altă parte, în schimb, generează și o grămadă de probleme pentru că chiar astăzi, în seara aceasta, cu nici de o oră, Zelenski a recunoscut că armata rusă nu se lasă foarte impresionată de incursiunea lui în curs și își continuă înaintarea spre acel oraș Pokrovsk, care este un punct logistic care pare a fi destul de important pentru ambele părți în ecuația Donețcului. Ca atare, faptul că există niște părți moi în ceea ce înseamnă granița dintre Ucraina și Rusia și pe care Ucraina în continuare vrea să le atingă și n-am înțeles de asemenea ideea pe care Zelenski a exprimat-o, că a zis că se duce el cu Jalban Proțap în septembrie în SUA și vorbește el și cu Kamala Harris și cu Trump și cu Biden, deci să le spună posibili ce... succesori, cum ar veni? Absolut, adică asta arată că există niște fluctuații în ceea ce privește percepția cursului războiului și determinării, deși am avut niște declarații foarte puternice al lui Olaf Scholz și al lui Starmer astăzi, care au zis, domnule, suntem principalii contributori la efortul de luptă din Europa și suntem determinați să o continuăm în felul acesta, să ajutăm Ucraina. Adică semnalele nu sunt neapărat pozitive, iar modul în care Ucraina încearcă să monetizeze și să cuantifice ceea ce se întâmplă în Kursk arată oarecum o bâlbâială de-a lungul celor 3 săptămâni. Adică nu vedem o linie roșie în care să ne demonstreze că ei au o idee clară de ce și cum pot să continue să fructifice ceea ce înseamnă într-adevăr, am spus-o și o mai spun, o surpriză și un succes operațional tactic de neanticipat înainte de 6 august. Bun, pe de altă parte, domnule Barna, văd că rușii și-au mutat 90% din aeronavele aflate în baze militare în afara a ceea ce consideră ei că ar putea fi raza de acțiune a rachetelor atac MS. Și aici e această întrebare. Ucraina cere arme Occidentului cu care să atace Rusia pe teritoriul ei. Rușii spun
e o linie roșie, chestia asta, Occidentul să nu se joace cu focul, că ne putem trezi în al treilea război mondial și așa mai departe. Pe de altă parte, fac chestiunea asta, se așteaptă cumva să fie atacați, mută această flotă de avioane. Întrebarea pe care cred că și-o pune multă lume este, dom'le, oamenii ăștia fac așa un balet, adică liniile astea roșii, pozițiile astea ferme, sunt atât de ferme sau orice e permis până la urmă? Deja se observă această oboseală a războiului în ambele părți și se vede o stagnare a frontului. Am folosit expresia și nu este neapărat academică, că acest front băltește. Adică nu se văd de un an și ceva, de la așa zisa contraofensivă ucraineană de vara trecută până în 6 august când s-a întâmplat această ofensivă în Kursk, care nu are neapărat o valență strategică sau de schimbare a cursului războiului, vedem că frontul nu se mișcă. Și atunci observăm că orice fel de decizii luate, exact cum a fost retragerea flotei din Marea Neagră, sau cum spuneți acum pe bună dreptate că vor să retragă avioanele din raza de acțiune a rachetelor cu rază lungă de acțiune, vedeți, Federația Rusă aruncă semnalele, cum a fost și situația cu al treilea război mondial, care interesant este că o auzim din gura lui Lavrov, care este ministrul de externe, care ar trebui să fie cel care este diplomat, nu cel care aruncă securea războiului. Exact. Ne-am fi așteptat la Gerasimov, la Beliusov, la Putin să spună lucrurile acestea. La Medvedev. Dar auzim, exact, dar o auzim pe Lavrov spunând acest lucru. E, și aici vedem că în continuare s-a mutat puțin, în afară de acel succes operațional pe care l-am văzut în curs și de potențialul succes pe care să-l vedem la trupele rusești în proximitatea orașului Pokrovsk și care să-i deschidă frontul spre Donetsk, nu vedem mari schimbări pe frontul de luptă între Ucraina și Federația Rusă. A apărut această oboseală a războiului, ea continuă să macine și să decimeze ambele armate implicate și atunci toate aceste ping-ponguri, să spunem așa, diplomatice, arată că se încearcă să se joace puțin și în ceea ce înseamnă declarativ, în ceea ce înseamnă un război declarativ care se joace foarte mult la moral. Atât la moralul intern, pentru populația internă, cât și la moralul aliaților Ucrainei, care să nu cumva să dea acel accept ca rachetele cu rază lungă de acțiune să fie folosite. Mulțumesc pentru analiză, Cristian Barna, expert în studii de securitate, în această seară la Actualitatea. Știrile nopții urmează. Ne revedem mâine seară. Pe curând!